Românii se întreabă cine sunt specialiștii care iau deciziile acestea. Deci cine, care sunt specialiștii? Că pe domnul Arafat îl știm de foarte multă vreme. Da, mi-am pus și eu această întrebare. Asta a fost o altă chestiune care a fost foarte prost explicată. Deci acolo sunt chiar specialiști. Sunt specialiști de la Institutul Național de Sănătate Publică, sunt specialiști epidemiologi, sunt specialiști de pe zona Departamentul pentru Situații de Urgență, sunt reprezentanți ai Ministerului de Interne, a tuturor celor implicați în ceea ce înseamnă combaterea și gestionarea pandemiei. Problema e, din punctul meu de vedere, că în această structură, obligatoriu, dar obligatoriu, ar trebui să fie prezenți și reprezentanți ai societății civile, dar și reprezentanți ai Parlamentului. Pentru că atât legea de aprobare a stării de urgență, cât și starea de alertă, au trecut prin Parlament. Dacă ar trebui să fie câte un parlamentar de la fiecare partid politic. Dacă acel reprezentant e la curent cu ceea ce se întâmplă acolo, poate să-și informeze și colegii, noi la rândul nostru putem informa opinia publică și ar fi o mai mare transparență. Ați discutat acest aspect? Eu am ridicat PNL, ați ridicat această problemă? Nu, am ridicat într-o discuție cu domnul Arafat. I-am spus, doamne, mie mi se pare incorrect. Plus că, dincolo de toate lucrurile astea, au fost măsuri invers. De exemplu, eu știu când s-a luat decizia de carantinare la Alba Iulia de Ziua Națională și când domnul Arafat a venit la Alba Iulia și am vrut să mă duc la această întâlnire, mi s-a spus să nu mă duc. Dom'le, să nu mă duc cum? Eu sunt deputat ales în Parlamentul României. Pe ce motiv să ești în funcție? De ce? Pentru că trebuia impusă o anumită părere. Nu trebuia să existe o a doua părere. Deci eu nu uit lucrurile astea și s-au făcut, să știți, din punctul ăsta multe abuzuri când domnul Arafat, din păcate, a intrat cu buldozerul peste prefecți, peste parlamentari și așa mai departe, având un sprijin total, dar absolut total, din partea statului român. Ori a intra cu bocancii peste puterea legislativă celui a parlamentarului la care te duci după aceea să-i spui votează legea de aprobare pentru starea de alertă sau starea de urgență. Și tu să procedezi de maniera asta, cu cine merge, îi merge. Dar cu cine nu îi merge, nu îi merge. Aici nu e o chestiune, vă repet, de un conflict de persoane. Aici e vorba de un conflict de principii. Iar domnul Arafat trebuie să înțeleagă că nu e calitățile de mare specialist, dar are o problemă când intră cu bocancii în ceea ce înseamnă Parlamentul României.